Salutare tuturor și bine v-am găsit la Between the Stars. Acest joc ne-a fost oferit pentru a fi testat. Primul joc, dacă e să spun așa, primul joc care am pus mâna pe el și care ne-a fost oferit să-l testăm, să oferim feedback. Evident, noi o să dăm feedback-ul la toate jocurile testate în engleză, dar o să ne jucăm pe română, pentru că evident România e cea mai tare. Așa, prolog avare. Choose your captain, James Scott sau James Scott. Merge cu James, băi, are un nume. Oh, Jamie, Little J, Chikarina, Jacarino, Jacaina. Ok. Muzica e decentă. Grafica din screenshot-ul ăsta, din wallpaper-ul ăsta, pare destul de ok. Hai să vedem cum e acum in-game, cum se mișcă jocul. Eu toate jocurile care le testez pe un GTX 1050 Ti de 4 GB și trebuie să vedem, pentru că nu toată lumea are 1050 Ti sau mai sus de 1050 Ti. Și vreau să văd dacă aici la mine se mișcă bine și e destul de smooth, înseamnă că se mișcă și mai low, atâta, mai ok. Dacă se mișcă nașpa la mine, e clar. Bine, nu că e o problemă asta, vreau. Ok. Systems damaged. Warp drive pressure increasing. Crew, boost warp drive to full power. Da. But captain. I said full power, that's an order. 50 de frame-uri. Capacitors charging in 4, 3. Și deodată scade la 20. Just a bit more. Ok. Warp successful. Nu știu ce cu scăderea asta drastică așa din când în când. Ok. My damage analysis. Whoa. Starting damage assessment protocol. Testing main engines. Ok, main engines. Surreal. Ok, unde e un tutorial? Oh, mouse wheel. Okay. Moderate damage. Engines operational. Testing navigation systems. Okay. Navigation systems operational. Testing power systems. Power. Up arrow. Left arrow. Power distribution correct. Nu știu ce fac cu ăsta. Avem un engine care nu merge. Captain, we're detecting warp signatures in the vicinity. What? We've been followed. Prepare for attack. Aha. Au! Nu tragi, mă! Ați-mă de aici! Au! Nu știu ce... ce pana mea... Ai, ai, ai! Na, mă! Ce arăt eu și ție? Așteptați-vă rândul! We have lost the shield! We lost the shield? Păi ce vrei să fac eu?
Ok, rândul tău, copile. Na, mă. Captain, reinforcements incoming. We need more firepower. Scos de aici! Au, au, au. Sunt prea mulți. Și ținta mea e de carioca. Ok, unde ești, mă? Nu vine acum la tine, dar nici nu simt că mă mișc să-mi bat piciorul. Frame-urile scad. Jocul e destul de fain, deci grafica e... Grafica e super. Cred că o să fie așa. One of our shields has fallen! Încă un shield jos. Ia mă de aici, mă! Ia, mi se mințele! Objectives neutralized. Good work, team. Is everyone all right? Captain, I've determined this news will cause a decline in crew morale of 64.7%. But I must inform you that the enemy bypassed our shields. Two casualties confirmed. Oh, ne-au murit doi oameni. Da, pot salvage an enemy ship? Cum mă pun mișca la ele? Cum mă pot mișca? Ok. Cum pot să mă mișc? Oh, 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 frână, frână. Deci mă mișc cu salvage. In order to salvage, fly close to a ship and place the cursor over it. Okay, okay, it's close, it's close. Cât de close are you să fie? Jet. Okay. Place the cursor. Ok, once the ship becomes a holographic image, look over the red point. Red point? Oh. Și trebuie să iau chestiile de la ei? Press A in your inventory. Open? Oh my god. Open. Chestii pe care nu le înțeleg. Super. System analysis. Critical. Repairs needed immediately. All right, Mai, what's our current position? We are currently in the Thama 6 sector. It is on the outskirts of the Interstellar Republic's headquarters. We should be able to reach it using our drive engines. Preparing warp drive. Nu da warp. Încă n-am luat toate chestiile. Ok, văd cum mai sunt ceva chesturi pe aici. Uite, chesturi. Vezi, mă. Trebuie să dau warp când aici sunt atâtea materiale. Ia uite, ăsta e blue, ăsta e mult mai bun. Oh. Quantum cores. Vezi, mă, ce bun a fost ăla. Mi-a dat mai multe. Și sunt mai multe. Super. Dar e nașpa că te miști cu nava cu scroll button. Deci power-ul la navă ai e groaznic, tată. Te miști cu scroll button. Stai. Acolo putem să luăm. Ok. Hai să vedem, mai era o navă pe aici undeva.
care e salvage. Uite acolo. Au. Ok. Perfect. Hai să vedem ce ne mai dau navele astea. Uite, avem încă un blue case. Perfect, resurse. Perfect. Mai multe resurse, mai multe resurse și mai multe resurse. Bun. Ah, ok. Atâta. Nu mă supăr. Și mergem în Tasted Stella. Ai! Ah, uite aici. Warp drive engines damaged. Jump impossible. My, which is the closest space station in this sector? It's the trade station and Antares port. Okay. Okay, set in the coordinates. Coordinates set. Charge. My, situation report on Antares port. Accessing data. Whoa. This station serves as a crucial hub for business tycoons and mining sector speculators. It has a large port specialized for trade freighters that return full of materials from mining settlements. They also swear they have the best beet soup recipe in the universe. Soup recipe? Super tare. Mă, jocul ăsta e decent. Adică decent, chiar ok. Hello. Friend, I'm friendly. Captain Scott from the 5th Republic Fleet here. We request docking permission. Station control tower here. Dock at the assigned bay. Over. Enter the Receiving line. Coordinates. Establishing communication. Docking protocol prepared. On the highlight area. Dock 23. Deci trebuie să mergem aici, în dock 23. Ok. Nu se poate mișca și nava asta mai repede. Ce se aude? Ce? What? Bă! Nu se poate mișca așa repede. Hai să un pic mai repede, nu se te miști groaznic de repede. Gata, m-am oprit. Chiar acolo sus să mă mișc. Bine, mă, hai. Un pic de power. Un pic. Sus, gata, ho. Few seconds. Stop! Nu te mai mișca, rămâi pe loc. Nice! Gata, bun, perfect! Ce se întâmplă? You look down. Oh, that hurts. Sorry, I wasn't looking where you're going. Don't worry, are you hurt? Actually, we were just looking for a repair shop. Okay. Dialog. Îmi place. Jocul e chiar ok. E, până acum, din toate astea testate, ăsta e 9 din 10. Dar momentan o să las episodul ăsta aici. Mă bucur că ai vizionat și sper că ți-a plăcut. Dacă ți-a plăcut, lași un like, share, subscribe și o să ne auzim data viitoare. Numai bine.